găsit la o nouă emisiune a sportului, la povești de vacanță, pentru că vacanță poate fi în orice anotimp. E bine, de data asta vom povesti, voi povesti foarte mult, o să vedeți, este o adevărată revelație în ceea ce privește modul de a-și aminti atâtea lucruri, cu un fost fotbalist din urmă cu 3 decenii ca junior la Jiul Petroșani, anii 88-89, apoi jucător la nivelul ligii, până la nivelul ligii a 4-a, cel care la începutul anilor 2000 a găsit o altă cale a succesului, ca să spun așa, pe un alt tărâm, și anume pe un tărâm spaniol, acolo unde joacă celebrele echipe Atletico și Real Madrid. Ei bine, de la Madrid la Petroșani, pentru a depuna despre poveștile fotbalului petroșenean cu Alin Teodor Ursache, Sache, cum îi spun prietenii, te salut. Mă bucur, Genu, că m-ai invitat. La Petroșani. Pentru mine e o onoare, pentru că ți-am mai spus, onoare să te cunosc și să vorbim despre cei care cu adevărat au făcut ceva aici în Valea. Trebuie spus în paranteză că Alin Ursache urmărește toate emisiunile de sport ale posturilor locale de televiziune din Valea Jiului. Sunt la zi cu tot. Indiferent cum, și că faptul că este așa, o să vedeți din dialogul pe care îl vom duce în viitoarele, 50-60 de minute. Alin, hai să începem cu începutul, mai ales că vom porni de la niște fotografii ale junioratului tău. Foarte vechi, dar foarte dragi. Cred. 88-89, a început fotbalul la juniorii Jiului. Spune-ne cum erau începutul. Da. Erai la grupa 70-71, atunci aveați... Deci, pe vremea aceea, aici în Valea Jiului se juca fotbal la orice nivel, inclusiv la nivel școlar. Și mi-aduc aminte că se făceau campionate, se făceau competiții. Era ceva... Deci ce nu emulație vezi? Permanentă. Azi nu vezi genul și tu știi foarte bine. Așa este. Din cauza asta s-au ajuns. Sunt, ca să nu fim așa chiar răutăcioși, Damian Militaru încearcă cu o grupă păi de sunt copii. Damian Militaru, Sorin Ghițan, Candu Cosmin, exact. Pe care eu îi apreciez pentru ce fac. Pentru ce fac, fiindcă luptă să nu rămână totul așa pustiu. Trebuie să spunem singurii. Că așa cum știi și tu, vorbim în anul 100 al existenței echipei Jiul Petroșani. Chiar mai înainte a trecut pe lângă noi un domn oltan care a jucat în anii 60. Mă bucur că l-am cunoscut. La Jiul. Să vorbim despre acea generație din care eu mi-aduc aminte, îl văd aici pe Fage, pe Cioabă. Bebe Fage, care pe urmă a devenit faimosul masior al echipei Jiul. Exact, domn profesor Coșoreanu, fostul portar Vali Badea, Burlan, care au jucat la un anumit nivel. Cum erau vremuri? Care era dorința de fotbal atunci? Era altfel pentru că eram sprijiniți, eram motivați, vroiam să ajungem, îi vedeam pe cei de la echipa mare. Pe vremea aceea noi jucam și în echipa mare erau, să nu spun de Sorin Ensel, să nu spun de venise Băcu la Jiu, era Varga, era Sorin... Erau niște modele. Sigur pentru că noi da. Modelele erau ei. Ne uitam la echipele mari, cum era Steaua, cum era Dinamo, dar modelele noastre erau ei. Noi îi vedeam pe ei și fiecare dintre noi vrea să ajungă ca un Băcu, de exemplu. Sau tu ce jucai, de exemplu? Eu jucam extremă, mijlocaș, alergam mult. Alergai mult, deci erai cu alergatul. Cum era colaborarea cu domnul Coșoreanu, un tip distins? Domnul Coșoreanu, un om calm, tot timpul îți vorbea frumos. Domnul Tanca, pe care l-am avut pe urmă, era mai vulcanic, bun, un sufletist, un om corect, un om care încerca tot timpul să facă ceva, care băga în seamă pe oricine, care putea și credea el că poate să ajungă. Domnul Tanca a urmat cu voi la celălalt an, ca să zic așa, competițional, de unde ați mai rămas vreo 3. A rămas Vali Badea, a rămas Dinu, unul din băieții buni care juca la juniori, și eram eu, fiindcă aveam drept să jucăm și în următorul an la junior Republican, da. Niță, Bobu sunt numele mai cunoscute Bobu, din această fotografie. Portar, Laurican, la multe echipe din Vale, Soc, cum îl știm toți. Exact. Un alt băiat care, un alt bun coleg, a jucat și eu cred că mai joacă. Iar Bobu, la momentul vorbirii noastre, 2019, încă mai joacă la Retezatul Hațeg, fiind rezervă de portar. Sunt pasionați și e bine că îi țin încă picioarele, dar o fac, cred că, bun. Mai mult din pasiune. Deci jucați, erați împărțiți în niște grupe geografice, jucați pe la Craiova, pe unde? Păi am jucat, de exemplu, eram în serie cu cei de la Craiova, care aveau, toate echipele lor erau puternice. Una din ele, viitorul Craiova, de unde au ieșit Dănciulescu, Stângă, Gerigane, era pe vremea aia se numea Papa, era lotul național de juniori la Arcanu. Dar din păcate Arcanu. A rămas doar la nivelul ăla și el. Exact, și noi am jucat Arcanu, cu ei. Arcanu, portarul, da. Buni fotbaliști care au ajuns la nivel de divizia și echipă națională.
și ne luptam cu ei. N-am spus niciodată că poate pierdeam sau da, ne luptam cu ei. Și terminaserăm în acel an pe locul 3. N-am avut performanțele grupei lui Axente, Timofte, Dodu, care ajunseseră la turneul final, dar eram tot timpul acolo. Da. Iar voi aveați ca exemplu mereu echipa de Liga 1, cum era acum atunci Divizia A. Divizia A. Care, din păcate, a retrogradat în 91, dar ați prins totuși în perioada de juniorat acest exemplu, acest tablou. Faptul că Jiu, în perioada 89-91, a jucat în Liga 1, în Divizia A. Exact. Și pentru noi era ceva, deci să fii junior la Jiu, care era și în divizia și făceam deplasările care le făceam la Brașov, am jucat pe Steaua, nu pe Stadionul Mare, dar lângă, am jucat pe Stadionul Mare al Dacei Brăila. Pentru noi erau chestii care, nu știu, deci cei de azi nu le mai trăiesc, fiindcă nu mai au ocazia, fiindcă Jiu e ce e, dar noi ca și copii atunci aveam o motivație, era cu totul altfel, doar pentru singurul fapt că Jiu era în divizia. Cât ai rămas în faza asta? Pentru că apoi ai trecut la echipe de senior din astea de Liga 4. Se desfințase tineretul. Așa e, aia a fost. Tineretul mare... a funcționat până în 1990 și în 91, primăvara, nu s-a mai reluat returul. Noi, ca echipă de tineret, am terminat atunci pe locul 4. Și atunci, cum se zice, v-ați împrăștiat. Ne-am împrăștiat. Face pe la Vulcan, exact. Tu pe la Petrila sau, nu știu, Livezeni. Eu ajunsesem la Minerul Aninoasa, care avea o echipă super bună. Și la Minerul Aninoasa, așa este. Fiecare... Îți mai aduci aminte 2-3 colegi de la Aninoasa? Ungur, care zicea toată lumea, Boangă, da. Sorin Crețu, exact. Bun fotbalist. Mai mi-aduc aminte de Ititesc, exact. Alt fotbalist Petre bun. Ititesc, Petre s-a mutat la Cluj acum. Vișan, care venise de pe la Caracal. Nu știu dacă cu Căldărar ai mai jucat. Cu Căldărar am jucat la junior, pe urmă la Petrila. La Petrila, da. La Petrila, unde iară se făcuse echipă. Practic, tu ai jucat fotbalist, și ai rămas în Valea Jiului, fiind de aici, legat de aici, la cele trei echipe. Minerul Aninoasa, Jiu Petrila, Minerul Livezeni. Și până am terminat la Minerul Livezeni cu domnul Ciontu, Dumnezeu să-l ierte. Ai pus ghetele în cui la Minerul Livezeni, acolo unde am jucat și Heinzel, de exemplu, și Varga. Și Ioan Varga, antrenor, și Țoc, și Boco, și Șardi, toate trupa aia cu care începusem la juniori. Vremuri frumoase, nu? Era ce făceați frumos după meci? Mergeați la o bere? După meci mergeam, da, la o bere. Cât eram de aveai libertate, nu era să spui la nivelul ăla. Sigur, să la Liga 4 nu te țineau. Dar că mergeau și la Liga 1, stai liniștit. Știu și țin minte că în povestea am avut prieten bun care a jucat în Liga 1, dar era normal după o meci să sărbătorești sau să stai la o masă să povestești despre meci, nu era să se întâmple ceva ieșit din comun. Vremuri frumoase, genul. Da. Tu știi bine că tu erai printre toată lumea, tu erai cel care marți, făceai rezumat la toate meciurile din toate ligile. Așa tu este, erai la zi aveam cu tot. O emisiune atunci era la frumos, lumea era bucuroasă, mergea la meci, nu mergea la Hurricane, mergea la Lupeni, nu mergea la Lupeni, mergea la Petrila. Minerii aveau unde să se ducă, erau bucuroși că aveau unde să se ducă. Da, și erau 50.000 de mineri. Și erau, tu ai prins pentru și perioada noi era o Jiu, chestie bună. Ai prins și perioada Jiului când a promovat cu Miron Cosma. Atunci eram jucător la Jiu Petrila. Da, iată că a fost iarăși o revenire a Jiului în perioada aia, 95-97, când Jiu a jucat 96-98, două sezoane. În Liga după 1. Ce l-a restaseră, s-a destrămat totul, mi-aduc aminte perfect. Da, a mai mers echipa încă un campionat, dar a retrogradat în niște condiții jenante. Mi-aduc aminte perfect, fiindcă și acum uit pe a fost ultimul loc în Europa, da, să nu... Mai bine să ne aducem aminte de asta. S-a întâmplat și n-are rost să ne aducem aminte. Paralel, de chestii. Paralel, ai lucrat, ca orice cetățean român. Da, am lucrat și la un moment dat mi-am propus să plec, fiindcă nu m-am simțit. Am crezut că aici nu mai e... Ai luat decizia să pleci? Deci nu sunt unicul. Mulți din prietenii și băieții care au jucat atunci nu mai sunt aici. Italia, Germania, da. Cum, mulți cum în Spania. Cum ai luat decizia pentru Germania, pentru Spania? Simplu fapt că am avut pe cineva aproape care mi-a povestit, mi-a spus că acolo te poți integra puțin mai repede. Simplu fapt că am crezut că am un sprijin la început, asta m-a făcut să merg acolo. Și tot ai ales un oraș cu pretenții, că de obicei lumea se duce în alte zone, le mai știm și noi, dar ai ales Madridul. A fost conjunctura, că în momentul ăla nu puteai să spui că alegi. Când ai? Pur când, și simplu cum a fost când ai pus pasul pe Barajas? Te simți ciudat, zici Suarez, că nu? Pleci, din Madrid. Pleci dintr-o lume în alta. Terminal 1, nu? Terminal 1, uite că tu știi bine. Mai știu. E chestia aia, e ciudat, fiindcă pleci dintr-o lume, ajungi în alta. Nu că ar fi foarte diferit, dar schimbarea e de așa natură încât să-ți dai seama că ai trăit într-un loc unde
poate să fie cât de cât frumos, dar nu e la nivel de, de Europa de vest. Am înțeles. Noi. Ai luat contact cu orașul, forfotaia orașului, care totuși, în ciuda faptului că un oraș care are aproape 6 milioane de oameni, cu tot cu suburbii, exact. E un oraș bine așezat, bine aranjat, spun ca unul care și eu am fost de 5-6 ori deja, mă rog, eu am văzut mai mult zona centrală, Chamartin, Salamanca. Sunt ai văzut zonele super bune din Madrid. Da, sunt convins că în suburbii este altfel, dar cum a fost primul tău contact cu fotbalul? La ce meci te-ai dus prima dată? Că aveai două echipe de ales, între Real și Atletico. Era și Getafe. Mă rog, era Getafe. Când eu eram acolo, Getafe nu mai era. Raio Vallecano era. Era în divizia, cum era ei, segunda, liga segunda, da. Segunda liga. Când mi-aduc aminte că primul meci al meu a fost Real Madrid AS Roma. Aoleu. Un meci de Champions. Bilet scump, lucrai, era nu, greu. Eu am avut norocul, nu vreau să mă bat cu pumnul în piept, am avut norocul să am lângă mine oameni care își permiteau. Aha. Și am avut tot timpul invitații. Am avut abonament și am avut ocazia să văd mai multe meciuri de-al lui Real Madrid și meciuri care te făcea să simți că ești la un meci de fotbal. Erai fan Real Madrid și înainte de a pleca din... Nu vreau să spun că eram fan Real Madrid Barcelona, pentru că jucătorii noștri, cei mai buni, Hagi, Gică Popescu, au jucat acolo și urmăream, ca orice român. Da. Dar nu pot să zic că eram... Cred că dacă ajungeam în Barcelona, eram fan Barcelona. Acum nu pare rău, fiindcă sunt acolo și iubesc, dar... Da. Și până nu de mult, până Giu nu s-a desfințat, Giu era pentru mine echipa. Da. Care și acum este. Și acum este, dar... Așa cum este. Vorba exact. Ca istorie nu putem contesta. În ce an ai plecat? În 2004. În 2004. Iată, deci la momentul vorbirii sunt exact 15 ani de la plecarea de la Petrojani. Exact. Cum ai urcat din punct de vedere profesional? Ai început probabil de la o muncă de jos? Ca orice om. Dar ca în orice domeniu. Ca să spun eu acum telespectatorilor, finalul tău, adică la ora când vorbim, deja este managerul unui... Unuia dintre restaurantele, dintr-un mare lanț de restaurante pe planetă, nu? Dacă nu mă înșel. Da, e unul din cele mai profitabile restaurante. Nu vreau să exagerez, da, dar vorbim de, la nivel de Europa, e unul care, la nivel de vânzări, e între primele. Nu știu câți oameni ai acum. Aproape 70. Aproape 70 de oameni care se află în acea locație ultra, super centrală. O să vedeți cine frecventează acel restaurant și așa mai departe. Mă bucur că m-ai vizitat și tu, pentru mine a fost una din cele mai bucurii. Și eu mă bucur că m-ai abordat, pentru că altfel nici nu știam de existența ta acolo și... Da. Mă bucur. Bun, hai, deci ai ușor-ușor, ai luat-o de la munca de jos, tot în lanțul ăla de restaurante ai fost tot timpul? Nu, am fost într-un alt local, la fel, la fel de important, bun, de da. Important. Ca orice lucru, te călești, înveți, capeți experiență și într-un anumit moment... Lucru foarte important și mi-ar place aici să fie la fel, oamenii te valorează nu pentru ești, pentru ce ești. Nu contează acolo în Spania că tu ești african, rus, bulgar, ești bun, ești pus unde trebuie. Acolo ei valorează omul care face ce trebuie. Da. Și pentru asta ei evoluează. Ei sunt tot timpul la un nivel peste... Cât de greu ți-a fost să te adaptezi pentru o discuție așa coerentă în limba spaniolă cu limba? Dacă ai norocul să lucrezi, ca să fie, cum ai spus, o discuție cu... Tot timpul să discuți cu publicul, da? Da, cam doi... Sunt oameni care se adaptează mai repede. Aici depinde de capacitatea fiecăruia. Dar eu cred că norocul cel mai mare e să stai între ei. Eu n-am învățat de pe dicționar, de pe... Da, deci discuțiile deci, zilnice. Exact. Și să ai norocul să ai oameni lângă tine care să te corecteze. Da. Și înveți. Și dacă ai norocul să fii toată ziua între ei, ajungi la un nivel bun, mai ales că ei sunt latini ca și noi, nu e ceva, nu e un capă de... Deci nu cred că ăsta e cel mai greu lucru acolo. Mai greu e să te adaptezi, să-ți dai seama că ești într-un alt loc, că trebuie să fii exact ca ei, să respecti, să fii... Asta e cel mai greu lucru, pentru că de învățat înveți, până la urmă, dacă îți dorești, orice chestie. Ok, încet, încet, au trecut ani și ai ajuns într-o poziție, cam cum ești acum de câtă vreme, de câțiva ani, probabil? De 3 ani. De 3 ani ești în poziția asta. Într-un loc în care, aici este interesantă discuția din acest moment, că facem legătura între util și plăcut, adică, fiind un loc atât de central și probabil cunoscut încă dinainte, nu știu, probabil că funcționa de foarte mulți ani locul acela. Da, acolo e și norocul că este o stradă, pe strada în care lucrez eu acum în restaurantul respectiv, ți-am mai spus ție și o repet, da?
E locul, e strada cu cel mai multe restaurante și baruri pe metru pătrat din Europa. Europa, da. Și am norocul și bucuria să fiu acolo. Și am constatat. Și ai rămas surprins la început? Știai că vin și nume mari din lumea sportului? Știam, pentru că locul era deja, eu când am ajuns în 2011 în restaurantul respectiv, știam că e foarte cunoscut, știam că e vizitat de oameni. Am înțeles că puternici. Și o parte din guvernul României a fost acolo la un moment dat. Câțiva. Eu am servit la un moment dat, având relație bună cu ambasadorul României acolo în Spania, într-o vizită a lui domnului președinte, nu știu, era, cred că Iohannis deja, l-a adus tot guvernul de la acea oră în restaurant. Da. Și am avut eu, nu știu ce să spun, plăcerea sau... Că n-am fost eu super încântat, fiindcă eu n-am treabă cu politica, chiar nu mă interesează. Dar nu ți-e greu acolo, în cravată, pe căldurile alea de 35-40? Te acomodezi. Mai greu era când lucrau săracii băieți la mină. Lor le era greu, mie nu mi-e greu. Bravo, frumos spus. Nu e un lucru care să mă deranjeze. Avem câteva imagini cu tine pe care ni le-ai oferit cu amabilitate și de aici a pornit marea mea surpriză cu nume grele. De exemplu, apare Caminero, fostul jucător Caminero, de Atletico. Internațional spaniol. Jucătorul Atletico Madrid, actual director tehnic la Malaga. Da. Apoi fostul capitan Hierro. Cum era Hierro? Fernando Hierro. Hierro. Oameni îi vezi și ai senzația că sunt diferiți. Sunt niște oameni amabili, oameni capitanul simpli, Real Madrid, capitanul Gabi, capitanul Atletico Madrid, oameni care îi vezi și ai senzația că nici nu poți să-i atingi. Iar ei sunt atât de simpli și atât de normali încât te fac pe tine să capeți curajul de a putea vorbi cu ei la modul cel mai normal. Hai să vorbim despre trei nume grele mai separat, că am văzut că ești mai apropiat cu ei. Unul dintre ei este celebru fost internațional mexican și atacant de la Real, Hugo Sanchez. Hugo Sanchez. Cum era? O legendă. Ce-i plăcea mexicani? Să mănânce lui Hugo Sanchez acolo? Noi avem acolo tipul ăsta de orez care se numește paella. Așa. Unul din preferatele lui. Și pe urmă avem un fel de, acolo se mănâncă foarte mult, carne crudă făcut, se numește, dacă e de pește e tartar, dacă e de carne e stic. Aveai tu în vitrină acolo un pește urât. Peștele urât care... Rapa, sau... Rape. Rape. Care ți-am spus că de acolo mănâncă 30 de oameni. Da, dintr-unul din ăla. Nu sunt foarte extravaganți, le place să mănânce deci sănătos, nu le place să mănânce, nu exagerează. Au, acolo, de exemplu, pastolea se numește fabada, le place să mănânce orice, n-au... sunt oameni foarte, foarte normali. Da. Le place să mănânce sănătos, asta e adevărat. Fiindcă acolo se mănâncă mult mai sănătos ca la noi, pentru că e clima de așa natură. Au norocul de a avea pe mână tot felul de fructe de mare, pești buni. Un alt nume greu cu care am văzut că îți frecventează acel loc este Luka Modric. Luka Modric, un om foarte modest, un om care, cred că niciodată, cel puțin el în momentul ăsta... El pare și pe teren tot așa. Un om modest. Un om modest, un om bun, un om care se bucură să-i vadă pe ceilalți fericiți lângă el. Eu mi-aduc aminte, îți dau așa numai scurt un exemplu. Eu aveam deja cu el o bună relație și veniseră la nu știu câta oară la restaurant. Era o oră în care noi mai aveam încă de lucru, dar toți bucătarii pe care aveam, spunem dintre bucătari, Filipine, Honduras, Republica Dominicană, marocani, și maramureșanul, cum îl cheamă, Jordi? El e un alt, el are altă funcție. Da. Dar toți cei de care ți-am spus se rugau de mine, vorbește cu el să facem o fotografie. Mai dura aproape 45 minute să termine programul și clar, nu puteau nici el să urce la bucătărie, nici ei să coboare. Am înțeles, da. A așteptat 45 de minute, a băut încă o apă, a stat liniștit și a așteptat pe fiecare în parte să facă fotografie. Formidabil. Un om modest. Un om care să nu balonul de aur, oameni care văd alte lucruri, oameni care, nu știu, se bucură de ce sunt și mulțumesc, cred că, la cel de sus și n-au în ei niciun fel de superioritate față de ceilalți, doar cred că bucuria că au ajuns unde au ajuns. Sigur că. Un alt nume greu, care l-am văzut alături de tine, Marcelo Navieira. Marcelo, știu că e unul din preferații tăi. Unul din fundul, e cel mai bun fundat. Brazilian, brazilienii știi cum sunt, că tu știi, le place, îl vezi și pe teren. Un om tot timpul pus pe glume, un om deci modest. Așa este și în viața civilă. Ca și își aduce la masă când vine și soacra, și mătușa, și el are tot familionul din Brazilia acolo. E omul ăla modest care dacă rămâne ceva, punem la pachet, n-are nicio treabă. Aparte de valoarea care o are, ți-am spus, e valoarea umană, care au majoritatea dintre ei. Ei totuși pot să mai apară în public, pentru că există această excepție și 9 ani mă mir că nu l-ai prins, pe Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo era exclusivitate în ce sens? Pentru că el locuia
Într-un se spunea bunker. Acolo pincă, se spune, așa. Într-un loc mai separat. Am înțeles că păzit și cu pădure de un nu, kilometru. Nu ieșea pentru că lumea îl făcea să nu se simtă bine. Aha. Fiindcă era și pe ceilalți sar, și pe ceilalți și îi deranjează, da. Dar el era ceva de genul, deci nu știu cum îl vezi pe... Deci n-ar fi putut sta liniștit, no, clar. Niciodată. Niciodată. Degeaba avea bodyguard și... Niciodată. El unde se duce trebuie să aibă securitate bine puse la punct, să-i promite că lase să mănânce liniștit, ca peste tot. Da. Și atunci a preferat să stea acasă, sau să se lumea de vină, că el nu cred că e atât de... Nu, la valoarea care are trebuie să fie cel mai încrezut om de lume, dar nu cred că ar fi. Noi suntem cei care îl facem, fiindcă noi tăbărâm pe el tot timpul, da, exact da, cu vedetele care sunt aici, le facem noi, nu sunt da, ei. Da, da. Vedetele devin din cauza noastră. Dar el chiar are dreptul să fie ce, pentru că știm toți cine e. Da. N-am avut, dar ți-am spus, Benzema, Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, Del Bosque, da, exact, Luis Aragonés, care a fost antrenorul Spaniei, unul din cei mai buni antrenori care a avut, cred că, fotbalul. Da. Era client acolo. Oameni normal și venea în locul acela pentru că oamenii erau liniștiți, nu? Deci dacă deși la un loc normal unde are acces toată lumea, poate ar fi fost altfel, dar erau înconjurați de alții care erau poate la fel la nivelul lor, în alte domenii da, vorbesc. Probabil și cu un grad de educație deosebit, pentru că nu te duci să ataci exact, cum spui tu exact. Omul la masă. Cer voie, da, da. Vorbești dacă se poate. Ei sunt ca și noi, mănâncă, stau liniștiți, vin cu familiile, îți dai seama, poți să-i deranjeze. Să-l deranjezi tu, celălalt, dar la un moment dat se plictisesc. Da, iată că lucrând în acest loc, mai ai avut cu Teo Hernandez, cu Teo Baptista, Hernandez, care a jucat Baptista, la, care a păcălit la CFR Cluj. Da, a fost... Băia deștept. Ne-a luat la aia 50.000 de euro mai pe lună în salariu. Mai sunt și din ăștia, și în fotbal, și în viață, și peste tot. Oameni care profită și care mulți le dau ocazia să profite și atunci, de ce să dea înapoi? Cât e de grea o zi de muncă a lui Alin Teo Ursache, zis Sache, acolo, ținând cont că ai o mare responsabilitate venind nume, și noi am vorbit acum doar despre sportivi, pentru că este o emisiune cu caracter sportiv, dar sunt convins că vin și din alte domenii, cultural, probabil, administrativ. E... Doamna primar n-a fost... Doamna primar, ministra sănătății, e client acolo, miniștrii de a... Deci cum e, imaginează și, genul că e Bucureștiu, imaginează Bucureștiu cu zona bună. Exact. Cam așa e acolo. Un fel de centru vechi, cum zic ei, Lipscanul și alea pe acolo. Da, dar sunt chestii care nu te... cum se spune acolo, nu te motivează, nu te fac să te simți, fiindcă sunt oameni foarte normali, mulți nici nu ies în evidență, nici nu știi cine admir sunt. Tot timpul la tine chestia asta că nu sar deloc calul spunând că ăla-i vede, nu, oameni normali, oameni vedem normali, de treabă, relația e ok între noi. Te fac pe tine noi. Să fii la fel, de, da. Să te porți și îți dă curajul să te porți văzut, deci la fel. Cât am stat acolo câteva ore, m-am lămurit de niște lucruri. Da, pentru mine a fost o bucurie, vreau să spun la toată lumea când te-am văzut și că ai avut ocazia să vii măcar pentru două ore, o oră cât ai stat acolo. Cu... Da, noroc cu GPS-ul. Mai ales că tu, cum am spus eu tot timpul, ești arhiva Văijiului. Eu tot timpul am apreciat că n-ai uitat de niciunul și vreau să spun aici că ți-ai adus aminte de toți. Și ce facem noi acum, să știe toată lumea, nu eu sunt, nu mă simt eu cel mai important aici. Eu mă simt unul din cei care își aduc aminte de toți cei care au făcut ceva aici. Revenim la fotbal. Aducându-ți aminte de lucrurile astea, după Divizia B, după ce am vorbit de Real Madrid, după locul tău de muncă, ai avut o chestie foarte interesantă în anul 2003, când ai venit la Petroșani, într-o vacanță, cred că, nu? În 2003 eu eram în Valea. Și ai luat o inițiativă foarte interesantă de a face un turneu de mini-fotbal. Începusem cum în 98. Cum a fost cu turneul ăla? I-ai adunat pe ăștia, pe foștii fotbaliști. Eu tot timpul am fost genul de... Mi-a plăcut... Să fii în mișcare tot timpul. Exact. Ești un tip dinamic, așa. În școala generală făceam campionate între clase. Am văzut niște fotografii de... Când erai copil. Încercam să ne simțim fotbaliști pentru că ți-am spus, am început să merg, fac așa o paranteză și vreau să vorbim despre asta puțin mai târziu, că mi-e drag să-mi aduc aminte de oamenii aia care, cum spuneai tu, îți plăcea să umbi pe ei după stradă, tip Stoichiță, Bădin, Ciupitu. Da. Și ne plăcea să ne simțim fotbaliști. Atunci nu aveai altă bucurie ca și copil. Era sport. Alergam, jucam fotbal. În 98-99, când majoritatea dintre noi plecaserăm de la echipe, se desfințase aici fotbalul. Se cam prăbușa mineritul. Ușor, ușor. Acolo, în șerpărie, eram mulți, eram, cum zicem noi, șerpărie. Da. Sună urât, dar așa, un cuvânt care mi-e drag, fiindcă eu am stat pe Estrada Independenței, dar ultimii ani... Sudul aeroportului, să zicem exact. Așa. Saturn, Venus, o trei străzi pe acolo. Străzi de planete, da, mi-aduc aminte. Am spus că nu puteam sta locului. Noi ne întâlneam duminica, tot timpul eram în mișcare.
vorbesc de Gică Belciu, de Sorin Porap, care a jucat fotbal și exact. El, de cei de la Livezen, de Pișta, de Culiță, de Mag, de, Mag, de Benone, că se lăsase de fotbal. Popescu, da, Florin și Stoica eu, a fost la turneu. Stoica, da, m-am dus, Florin Stoica, Albeanu, Mari Codescu, exact, Marius Codescu, Mugurel Radu, Dani Huza. Exact. Erau cu noi acolo. Care a jucat dar, dar cum? Și au venit cu drag și... Emil Părău și-a trimis echipa atunci. Da, 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 Comexim. La un nivel de, ne gândeam că n-am fi avut succes niciodată. Din 3 echipe am făcut 4, din 4, 6, din 6 am făcut 12 și în ultimul an, în 2003, am avut aproape 14 echipe. Da, autosponsorizare, da, da. Aveam școala plin pe bună. Plin de spectatori, că asta mi-a plăcut. Plin, fiindcă tu, tu ai avut, ne-ai dat bucuria să fii prezent la, ultima, la ultima am ediție. Am și prezentat atunci ceva, mi-aduc am aminte. Am prezentat, am făcut de... o emisiune Arena, mi-aduc da, aminte da, da, cu... Da. Și era frumos, lumea venea, era o, ca o sărbătoare, într-un loc unde toată lumea, șerpărie, erau zona cea mai... săracă din de aici, din Petroșani, unde nimeni nu vrea să ajungă, că acolo era oia... Da, și dintr-o dată cu... s-a creat așa o... Țin minte că era plin, eu nu exagerez, eu mi-aduc aminte că spectatori. Ai venit, a trecut au trecut mulți ani, dar mi-aduc aminte că ai venit și ne-ai felicitat și imediat ai făcut o emisiune cu tu spuneai că fenomenul, nu știu, da, mă, cred cine că era știe un cum fenomen. Spuneam la ora aia, da. Era un lucru care dădea ceva aparte, la un oraș care începuse deja să vină, e, știam, să vină în jos. Știam eu că o să ajung, știu, la Madrid și o să bem un suc acolo împreună. Eu mă bucur că și atunci, că nu eram, tu tot timpul ai avut grijă de oamenii care practic au încercat să facă ceva sau au făcut ceva. Pentru că și mie, ca și ție, mi-a plăcut fenomenul, eu din punct de vedere al scrisului și al comentariului și al unei analize, ție al jocului ca dovadă că ai jucat de plăcere la acel nivel, atâta cât s-a putut și ai știut să pleci și la timp. Eu nu, nu m-am ridicat, ți-am spus, am avut aici fotbaliști pe care i-am apreciat, vorbesc de Mugurel Radu, vorbesc de Florin Stoica, vorbesc de Aristică, cu care am jucat în echipă, vorbesc de Lasconi, care a jucat în Națională, vorbesc de Sorin Enzel, vorbesc de Ghițan, de Sorin, vorbesc de oameni care au făcut cu adevărat, să nu mai spun de cei vechi. Fac o paranteză și din nou spun, domnilor, este o adevărată enciclopedie de fotbal. Am discutat la un moment dat despre un meci, era în armată la București. Steaua, Jiul, 5-1. Nu. Ia spune, cine a marcat 4 goluri? Atunci că eu jucam, jucam la tineret, da. Jucam la tineret în 90, toamnă. Am luat bătaie la echipa mare cu 5-1, 4 goluri Dan Petrescu. Exact, și unul pistol. Eu m-am uitat după aia. Și de la noi m-am dus să te verific, să văd dacă e adevărat ce spui. Și așa este. Dan Petrescu, din postura de fundaș dreapta, 4 goluri. Eu aș fi vrut să fie invers, să fi dat un fundaș de al nostru, dar pe vremea aia Steaua era ce e și acum. E, numai că acum e o poveste încălcită rău de tot cu Steaua. I-au luat titluri, i-au... Sunt la zi, genul, sunt la zi cu toate. Nu știu, dacă ai văzut ultimul lor meci al FCSB cu Milsami Orhei. N-am vrut, fiindcă... 2-0. Eu nu pierdeam un meci la televizor. Aseară a fost meciul. Deci nu mai e, nu știu cum să spun. Nu cred mai e, așa, nu mai e șfuncul ăla. Prefer să mă uit la un meci de al Jiu de pe vremea când eram divizia, așa, în rezumen, decât să văd un meci de al Steaua. Sau cum o fi acum, FCSB. Exact. Da, știi că Steaua și Liga 4, nu se știe ce acum. Ba se știe din punct de vedere juridic, dar multă lume nu acceptă. Sunt la zi pentru că acolo nu pierd nimic. Da. Și... deci asta era cu campionatul din aeroport. Da, o perioadă foarte frumoasă când oamenii făceau de plăcere. Aveam oameni care vopseau terenul de plăcere, oameni care stăteau și aveau grijă făcuse în benere. Era ceva deosebit. Facem acum așa o paralelă tot timpul. Da. Ai timp să mergi și la Madrid? Mai ai timp acum la meciuri? Că mai greu. Mai greu. Câte, știu, stai în jur de 10 ore la muncă. Și mai mult. Dacă nu, și am mai... 12 și 14 ore. 14 ore, da. Dar dacă faci ce îți place cu care cu, un meci cu drag, care îl ții minte așa cu plăcere? Mi-aduc aminte... Mai după la Steaua cu Real, acum câțiva ani cu Băneli Coriță. Nu, n-am fost. Nu ai fost n-am la fost fiindcă serviciul nu mă lășa. Da, nu mă lășa. Da. Acolo deci e foarte greu să ții liber, să vorbești cu șeful. Și acum trebuie să spunem că ai făcut un mare efort să găsești o portiță. Cu plăcere în straja, am înțeles, ai fost da, pe cheile jețului. Când vin aici, mi-aduc aminte și e loc unde ai toate amintirile. E foarte greu să te rupi. Acolo merg la meci când e foarte, hai să spun ultimul, unul foarte, foarte, care mi-a rămas așa pe, vreau să plec. Da. Era 2-1 pentru Getafe, vreau să plec. Unde era, la Madrid, la Getafe? La Madrid, pe Santiago Bernabeu. Conducea Getafe. Cu 2-1 minut 84. Nu știu dacă ți-au aminte când l-au suspendat pe Pepe. Ah, da, da. Când i-a dat da, gata, un șut la,
Este, era un jucător de-a lui Hetafe, de-a lui Hetafe, l-a lovit, da. Meciul ăla, la 2-1, minutul 84 am vrut să plec, minutul 90 era 3-2 și Madrid a dat de multe ori, a întors, o echipă care luptă până la stilul ăla. De a nu se lăsa. Acum, în toamna lui 2019, va fi derbiul la Barcelona, între Barça și Real, parcă etapa 7 sau în octombrie. Da, e la începutul. Cum vezi duelurile astea? Sigur, emisiunea, adică întrebarea este valabilă pentru 2019, dacă emisiunea va fi revăzută peste 10 ani da. Sau 5, deja știm, dar o punem așa în context. Cum vezi faptul că suntem în grupă cu Spania, meciurile dubla România-Spania, primul va fi la Madrid, mi se pare pe Wanda. Da, pe stadionul Atletico Madrid. Și apoi returul la, nu mai știu, parcătorul la Petroș. Știi cum, Genu, eu îmi doresc mereu ca ai noștri să câștige, chiar dacă asta sunt nici, acolo. Nici nu te-am întrebat îmi așa, doresc cam cum ai vedea lupta între ele. E greu, nivelul lor e peste, e peste, nici nu ne comparăm. Deci, deci nu ne ar fi comparăm. Bine să terminăm pe 2 după ei. Eu aș fi cel mai bucuros să facem egal cu ei, să terminăm pe 2, și să, dar e foarte clar. Noi avem un nivel foarte, m-am bucurat de, pentru cei de la sub 21. Deci pe echipa de tineret ce părere ai de figura care au făcut-o în Italia? E cea mai bună reclamă care poate să o facă, să-mi zic, sportul. Acolo m-am simțit cu adevărat, veneau la mine că toți le place fotbalul acolo mai mult decât le place betea și fotbalul. Deci imaginează că câștigau ai noștri, eu eram la muncă, poate nu eram atent, îmi trimiteau mesaje, că felicitări, că bravo, uite că mă simțeam cineva. Cu ăștia ne mai lăudăm și fiindcă tot la ora vorbirii suntem la o zi după performanța da. Simone Halep, nu? Da. Finala la Wimbledon e o performanță. Păi eu n-am avut ocazia, băieții mei au fost la câte un meci de tenis, tot vine la turneul de tenis. Eu nu am ocazia, dar la ultima finală, unul din băieții mei a fost la Djokovic cu Grecu sau cu cine, unul are un nume mai... Da. Tsitsipas. Așa ceva, da. Eu am norocul că atunci când e turneul din Madrid să văd, să fiu vizitat de mulți... La Halep n-ai fost niciodată. Conjudețeni, n-am reușit, fiindcă programul meu nu mă lasă. Da, știu că și din Petroșan merg foarte mulți la Madrid. Foarte mulți și eu mă bucur când îi văd acolo. Vin asta, ceea vin ce și pentru mine cea mai mare bucurie. Iarăți îmi sau te întristează, cum să zic? Sunt momente. Îți creează momente deci de nostalgie. Eu cred că nu sunt singurul și cu siguranță dacă ai cu toți cei care-s plecați și cazul tău că tu ai persoane apropiate care sunt departe, indiferent de cât de bine ești sau cât de bine ți-ar merge, ți-e dor. Vii aici, îți vezi prietenii, suntem toți la fel, deci nu poți să uiți. Da. E foarte greu să uiți. Așa este. Iată, încă o dată, repet, e bine că ți-ai creat această breșă și ai reușit să te rupi, să revin într-un iulie 2019 aici. Îmi pare rău că nu vei fi la sărbătoarea Jiului de 100 de ani, dar îți promit că îți voi trimite o sunt sigur un material filmat. Că o să-mi trimit și sunt sigur că o să iese să-l super ok. Să-l în bibliotecă la loc de cinste. Mi-ar fi plăcut să măcar să văd oamenii care au făcut istorie aici la Jiu, fiindcă eu ți-am spus, din 76 merg la stadion, eram 5-6-7 ani de când mergeam exact, cu cei de... Exact, ai vedea pe cei din 76 care sunt Bucurescu, Mulțescu, vincă, Augustin. Gavin, Ciupitu, Cava, era Șumulanschi, Dumnezeu să-l ierte, Petre Grigore, Sălăgean, da. Neagu, mi-ar fi plăcut, nu știu dacă Neagu va veni. Nu știu, e în Germania, nu știm încă la ora. Eu am avut fotbaliști buni, noi am avut aici o istorie în fotbal și pe cuvântul meu, dacă ți-o spun cu ce mă doare, eu dacă aș avea puterea să dau de unul care să fie un nebunat și să spună că vin să investesc, aici l-aș aduce. Aici l-aș aduce. Să spun cu cea mai mare, fiindcă sunt oameni atât de și iară repetăm, de militarul, de că eu ți-am spus urmăresc, militarul, Cosmin, Candu, Ghițan, să nu-ți mai spun că am ajuns să-l invidiez, să valorez ce face, de exemplu, Marin, Petra. Mărin, da, Marin Petra, nu se lasă, nu îi ia, îi adună, Olbo îi duce, lui, da. Iar merg, iar joacă cu Oradea, cu Madridul, am înțeles că și pe la Barcelona a fost. A fost și la Barcelona, a vrut să facă și la Madrid, dar ți-am spus, timpul meu nu mă lasă. Da. Ar fi fost frumos, dar niciodată nu e prea târziu. Sunt oameni care nu lasă să se uite că aici s-a jucat, că se joacă fotbal și asta e de apreciat. Dacă ar fi ajutat și material... Cu siguranță s-ar face, Jiu ar fi înapoi în câțiva ani. Dar e greu.
fără bani nu faci nimic. Așa este, asta este o mare problemă, problema financiară. Și ce se întâmplă? Mulți spun că de ce investitorii privați nu vin cu bani? La Liga 4 nu ești tentat. Ești tentat și fie, dacă ne uităm, genul, nu știu, tot mai puțin oameni puternici care s-au lăsat. Am avut aici o echipă care a jucat timp de 2 ani în Liga 3-a și a 2-a energetician. Am fost la zi cu tot. Nu s-au legat, Petroșanu nu s-a legat de ei nici cu... Nu s-a legat, fiindcă nu s-au regăsit în identitatea aia. Și nici nu mai e entuziasmul la oamenii, nu mai... Aduc aminte, la Juve veneau 7-8 mii, 9 mii de oameni. Așa vineau 7-8 mii, da. Juca Steaua, Craiova sau Dinamo, era aproape prin stadionul. N-aveai loc, era... Să aduci aminte de vremurile alea și chiar îți dă așa o nostalgie. Deci, da, așa ceva nu se mai întâmplă. Păi jucam la Petrila noi cu stadionul plin, jucam la Livezeni băieții și era, mi-aduc aminte că jucau pe terenul 2, pe terenul 3, era plin acolo, nu puteai te ridicai să vezi. E ceva ce regreți din perioada, să zicem, poate dacă ai fi forțat mai mult ca să ajungi un fotbalist, așa cum cu admirație vorbeai despre Cioabă, despre... Da, bineînțeles. E ceva care... ce regreți? Și ai face altfel față de anii aia? Nu, eu cred că fiecare are potențialul care îl are, să fii mulțumit cu ce ai făcut. Eu sunt bucuros că am fost între ei, sunt bucuros că și în ziua de azi, dacă ne vedem pe stradă, ne salutăm. Sigur. Țin legătura de mult, vorbesc cu Ilie Botezatu, de multe ori pe Messenger, sau oameni care ți-au fost dragi, care te bucur că au ajuns și au continuat să rămână în fotbal. Deci nu, n-am niciun regret. Sunt chiar un om, pot să zic că sunt un om fericit că am putut să joc și să fiu pe lângă ei. Și să cunosc oameni, de exemplu, ca tine, care vorbim despre tot ce a fost frumos aici la Petroșani. Deci eu m-am mulțumit tot timpul cu ce s-a putut. Da, iată încă un lucru de admirat, doamnelor și domnilor, faptul că un fost sportiv, fost fotbalist la nivel, până la nivel de junior tineret la Jiul Petroșani, încă vorbește absolut cu niciun pic de ranchiună, dimpotrivă, numai despre momente frumoase petrecute și că ce bine a fost la Petroșan, chiar dacă, repet, așa după cum ați văzut în discuția purtată până acum, frecventează anumite cercuri sau este frecventat de anumite cercuri de nivel mondial, pot spune. Ați văzut ce nume grele, cu ce nume grele intră în contact. Sunt curios dacă colegii de la Real Madrid o să-l aducă și pe Hazard. Acolo probabil. Cu siguranță, fiindcă e un loc unde... Hazard sau deci Militao sau cei care au venit acum. Dar ca să fac o paranteză, mâine dacă ar veni și m-ar vizita Băluță, Lasconi sau eu aș fi la fel de mult. Ți-o spun cu cea mai mare... Ca și cu Modric. Cu cea mai mare aristică, da. Băieții cu care am... Eu aș fi la fel de bucuros și aș fi la fel de mândru. Nu e pentru mine o... Eu mândrie, dar aș fi la fel de mândru să-mi văd oamenii cu care eu... Cum a fost când... Deci, faptul că tu m-ai vizitat, pentru mine a fost una din zilele cele mai bune care eu le-am avut acolo. Să spun cu cea mai mare sinceritate. Da, eu sincer n-am știut că ești o așa enciclopedie de fotbal, pentru că după aia mi-am venit ideea să povestim. Ai văzut că am da, povestit eu îți mulțumesc tot ce s-a povestit. Mult de tot pentru ce ai vrut tu să... Și mi-aș dori de multe ori să am un interlocutor de acest gen cu care poate vorbi. Am pornit de la acel moment Dan Petrescu, care pentru mine a fost o mare surpriză în ceea ce privește modul în care și-a putut aduce aminte de un meci al... Și de multe, am mai stat de vorbă. Ce meci așa ți-aduce aminte, apropo, cu Jiu, care ți-a plăcut, te-a uns ca suporter al Jiului? Pe stadionul vechi, un meci pe care, nu știu, ți-am mai povestit, cred că odată, Jiu FC Argeș cu Radu 2, 3-3. Da, 3-3. Mi-aduc aminte Jiu Gloria Buzău, minutul 90, Jiu 1-0, gol mușat sau numai, cred că mușat. Da. Mi-aduc aminte când venise Steaua, era Răducanu în poartă la ei, i-am bătut și atunci. Stoichiță, golul lui Salvator, exact. A căzut Corvinu. Exact, mi-aduc aminte când mergeam la stadionul vechi, coboram de la școala sportivă, unde eu am practicat schi vreo 5 ani și veneam pe jos acasă și mă opream și mă uitam la ei, la Traian Stoica. Acum la, te forțez un la... pic, îți mi-aduce aminte și de la școala sportivă, clubul sportiv școlar Petroșani, de... Da, profesorii de atunci, mi-aduc de domnul Zoltan. Peterfi, de domnul Zoli, care acum știu că e director, mi-aduc aminte de Mihuț Victor, a fost antrenorul meu, de doamna Peterfi, mi-aduc aminte perfect. Vorbesc de cei care se ocupau de secția de schi, de Filip Florian, campion național, de Simona Gostinaș, campioană națională. Oameni, deci sportivi, deci Valea Jiului dădea nume, aveam campion la Sanie. Unde mergeați? Pe la Predeal, pe la Pârâu Rece? Eu am avut norocul să fiu într-o clasă de schi care a fost subvenționată total de stat.
Aveam de la ciorap până la păi, cluburile căciulă. Sportive școlare sunt subvenționate de minister. Da, acum numai noi stăteam în parând din octombrie până în aprilie. Învățam, mâncam, făceam declasări, predial, da, da. Buștenți, ne reprezentam Clubul Sportiv Școlar Petroșani, unde toți am avut, deci toți eram între primii, era greu. Uite, s-a mai găsit toate... o latură dincolo de fotbal. Da, schiul a fost înaintea fotbalului, schiu, evident. Schiu, și schi am făcut de la și 6 ani. Și acum te mai duci la schi cu plăcere, nu acolo la stajă. Mă duc, acolo am norocul să fie o pârtie artificială, cea mai... A, lungă curte artificială în Sanadu. Uite, vezi că știi. Da, da, da. Uite, e lângă Madrid, la 20 de kilometri. Într-o oră te duci, îți poate... E un complex, e cel mai mare din Europa. Cel mai mare din Europa. Care are acea pârtie absolut incredibilă. Deci în plină vară, acolo, dacă în te plină duci, vară treci o poartă și ești în plină iarnă. Treci o poartă și ești la 0 grade. Așa da, este. E contrastul ăla care... Da, da, da. Ia spun, Petroșani a avut, am mai povestit noi, când era, aveam handball, aveam rugby, chestii care... Ți se pare acum din alt... Deci nu-ți vine să crezi că am avut așa ceva. Da. Uite cum a trecut timpul. Da, chiar ni se face deci semn tine, că mai avea 3-4 minute. Cu și tine nu se plictisește nimeni. Cred că da. Și nici cu tine. Am constatat eu asta. Eu zic că da, eu mă bucur enorm. Ți-aduce aminte așa, ca un om confuz. Nici vorbă. Până acum nu te-am prins chiar cu nimic. Nu știu. Eu mă bucur că am reușit să ne aducem aminte de momente bune de aici, din Valea Jiru, de oameni care... Mă repet, au făcut ceva pe care spectatorii minerii îi adulau exact cum acolo în Madrid îi adulează pe Marcelo, pe Stoichiță sau vorbesc de generația cealaltă, vorbesc de Găman, de da. Cine mai era, de Vasile Popa, de, exact. De portarii aia buni care am avut, Boitor portarul Golgeter, da. Oameni, Segheli, jucător bun, oameni care, exact cum spui tu, fiecare era bucuroasă să-l vadă pe stradă sau spunea mamă-s prieten cu ăla, ăla mă știe sau... Oameni care îți dădea ceva, pentru că făceau ceva. Aline sau Sache, cum te știm așa ca prieteni, cred că a fost o discuție extrem de interesantă, așa cum spun, un taifas de vară. Uite, ne-a ajutat și vremea da, să superb. Stăm superb aici printre florile Petroșani. Acestei locații unde am reușit să facem această emisiune. Ce să spun? Ai ultimul cuvânt să ne spui ultima frază, ultimele fraze, ca o sinteză a istoriei legată de prezent, a Petroșanului legat de locul unde ești și tot ceea ce înseamnă pentru tine viața în sport, fie ca și schior, uite o treabă pe care am vorbit-o mai puțin, fie ca și fotbalist. Mă bucur mult când vin acasă, fiindcă mi-aduc aminte de majoritatea, de tot ce a fost bun aici. Mă doare că nu mai e la fel, dar important e ca toți cei care am plecat să nu neapărat să nu uităm. Eu ți-am spus, dacă aș avea puterea materială, cu siguranță aș face ceva. Dacă ai fi un milionar în euro... Cu siguranță. Și n-aș aduce nici pe unul de pe nu știu unde. Ai noștri aici ar putea face față, fiindcă sunt... Talent, sunt super dedicați la ce asta fac. Asta este super foarte dedicați. Frumos, sunt foarte dedicați. Îți spun, sunt oameni care merită mai mult și sunt oameni care dau mult și primesc puțin. Ăștia trebuie valorați, zic eu. Nu Doamne, cei care fac doar reclamă la ce vor să facă. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost taifasul, dialogul, discuția cu Alin Teodor Ursache, Zisache, fotbalistul junior și al tineretului Jiului anilor 90. Eu îți mulțumesc, încă o dată îți trag mâna. Eu îți mulțumesc. Sper să ne revedem de fiecare dată. Eu îți mulțumesc. Fie la Madrid, fie la Petroșan, fie oriunde pe planetă, să putem duce o discuție despre fotbal și în general despre viață, așa cum... Cu tine o plăcere și în afară de faptul că vorbim de chestii care avem de chestii în comun, e o plăcere tot timpul să stau la povești. Așa că te mai aștept eu acolo. Mulțumesc din suflet și să ne vedem cu bine. Numai bine. Numai bine.